În această dimineață, nu aș vrea să dăm curs la o predică propriu-zisă. Pentru că este sfârșit de an. Așa mai degrabă să rememorăm experiența noastră din acest an. Pentru că frații mei. De multe ori alergăm pe pământul acesta, de multe ori suntem atât de ocupați cu treburile zilnice și atât de obișnuiți cu lucrurile care ni se întâmplă, cu faptul că ne trezim în fiecare dimineață și suntem sănătoși, cu faptul că la sfârșitul fiecarei luni avem un salariu și avem ce să punem pe masă, încât de multe ori uităm să ne uităm, uităm să privim în urmă și să spunem lui Dumnezeu, Doamne, mulțumesc! Uităm, frații mei, că de multe ori ne trezim dimineața și plecăm la lucru, și pe drum spre locul de muncă ar putea să ni se întâmple tot felul de accidente. Dar Dumnezeu trimite îngerii săi ca să ne păzească, să ajungem în siguranță. Uităm că de multe ori la lucru ar putea să ni se întâmple tot felul de accidente și să nu ne mai întoarcem acasă. Câte mii de oameni în fiecare zi nu pleacă la serviciu sănătoși? Și nu se mai întorc acasă. Uităm că pe drumul de întoarcere și noaptea acasă, când ne odihnim, am putea să nu ne mai trezim pentru a doua zi. Și iată că, timp de un an de zile, Dumnezeu ne-a purtat de grijă, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și astăzi suntem sănătoși, suntem bine, la sfârșitul unui an și la începutul. Unui altuia, nu. Și pentru că deseori nu avem timp să facem lucrul acesta, vă invit cu ocazia aceasta să privim în urmă și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc. Nu știu cum a fost anul acesta pentru dumneavoastră. Pentru mine a fost un an extraordinar. A fost anul în care s-a născut primul nostru copil, fetița noastră. Și când țin mă aceea în brațe, nu pot decât să-i spună Dumnezeu, Doamne, mulțumesc! E un dar mai frumos decât m-aș fi gândit vreodată că ar putea să primesc vreun cadou din partea lui Dumnezeu. Pentru lucrul acesta îți mulțumesc, Doamne! Frații mei, sunt multe alte lucruri pentru care Aș putea să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt convins că sunt multe lucruri și în viața dumneavoastră pentru care, la sfârșitul acestui an, putem să spunem, Doamne, mulțumesc. Aș vrea pentru dimineața aceasta să deschidem Biblia, În Plângerile lui Ieremia, o carte a Plângerilor. Atenție! În capitolul 3, cu versetul 22, într-o carte a Plângerii, în care un om plânge durerile Lui. Ieremia, în plânsul său, spune următoarele cuvinte. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, cu versetul 22 și 23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Iubiții mei, Astăzi, când rememorăm anul 2022 și privim în urmă la tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, sunt convins că avem nenumărate lucruri pozitive pentru care vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Însă, în dimineața aceasta, vreau să privim dincolo de lucrurile pe care noi le vedem ca niște binecuvântări. Sunt și lucruri care poate ne-au luat prin surprindere. Dar vă invit în dimineața aceasta să mulțumim și pentru acelea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu îngăduie nimic la voia întâmplării, ci tot ce îngăduie are un scop și este spre binele nostru. Să poți să spui ca Ieremia, chiar dacă la sfârșitul anului, la fel ca el, ești în lacrimi, poate treci prin probleme, poate treci prin boală, poate ai diferite probleme financiare. Să spui în plânsul tău bunătățile Domnului, nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Iubiții mei, Ieremia face această declarație în momentul în care Ierusalimul fusese cucerit de babilonieni. Ieremia face această declarație în momentul în care templul fusese ras de pe fața pământului, zidurile Ierusalimului fuseseră dărâmate și copiii lui Dumnezeu fuseseră deportați în Babilon. Mai rămăseseră o, o mică mână de oameni și aceștia înspăimântați își puseseră bagajul în spate și plecaseră desculți în pribegie spre Egipt. Și în suferința lui, în plânsul său, Ieremia afirmă cu tărie și spune bunătățile Domnului, nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. La sfârșitul acestui an, sunt convins că avem multe bucurii pe care să le aducem înaintea Lui Dumnezeu. Dar dacă cumva, la sfârșitul acestui an, ai vreo tristețe. Dacă cumva la sfârșitul acestui an ești tentat să nu privești la binecuvântările pe care le-ai primit în acest an, ci din contră să te uiți la problema prin care treci astăzi, la problema de sănătate, la problema financiară cu care te confrunți, la probleme familiale pe care le ai cu familia, cu copiii, cu soțul, cu soția, cu vecinii, dacă ești tentat să faci lucrul acesta te invit să deschizi Biblia și să citești acest text, Plângerele lui Ieremia, capitolul 3, cu versetul 22 și versetul 33. Pentru că textul acesta amintește că, indiferent prin ce treci, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Mă pregăteam de sfârșitul acestui an. Și în această săptămână am avut câteva lucruri de făcut. Aseară am povestit experiența aceasta. S Aș vrea să-mi... Sabat chiar aveam un drum pentru o întâlnire la biserică, biserica din centru. În timp ce mergeam cu mașina pe autostradă, mi-apare o eroare în bord și spune presiune de ulei scăzută, oprește urgent mașina pentru că riști să strici motorul. Fraților, am oprit. Am oprit motorul, m-a rugat și am pornit-o din nou. A dispărut eroarea. Am mulțumit lui Dumnezeu, am dat să merg înainte, merg după câteva mile, din nou apare eroarea. Mă opresc din nou. Uh, zi. Uh opresc motorul, iar și îl repornesc, se resetează eroarea, plec înainte, nu mai am nicio eroare, mă întorc acasă, din nou nu mai am nicio eroare, însă mă duc la mecanic dându-mi seama că nu apare presiunea la ulei la voia întâmplării. Am verificat nivelul de ulei, totul era normal și mecanicul pune testerul și îmi zice nu putem să verificăm acum pentru că noi închidem la sfârșitul săptămânii acesteia. Însă ce putem să facem este să resetăm eroarea și în cazul în care mai apare să opriți mașina și să nu mai circulați. A rămas ca după anul nou să o verifice, însă eu aveam nevoie de mașină acum, la sfârșit de an. Trebuia să ajung la biserică, trebuia să rezolv problemele pe care le am. Mi-au resetat eroarea, am plecat cu mașina și în drum din nou a apărut eroare. Am oprit mașina în parcare, acasă și zic, se apropia sabatul, vineri seara, sâmbătă. Cu ce merg? M-am tot gândit și mi-am adus aminte de o cunoștință care are o mașină de vânzare și zic, măi, îl sun și spun, până când vinzi mașina, dacă n-ai niciun client, n-ai putea să mă împrumuți și îți plătesc. Mi-a spus o sumă, Uh, zic, na, n-am ce să fac, o iau, dar mă gândeam, zic, măi, banii pe care i-aș da să uh, iau mașina, aș putea să-i folosesc să repar mașina mea, dar zic, sunt toate serviciurile închise. Și miercuri aveam o întâlnire în Londra, am luat autobuzul, am plecat și trebuia să merg după aceea la, acest, la această cunoștință să iau mașina. După ce am terminat întâlnirea pe care am avut-o, urma să plec ca să iau mașina, însă mă sună soția mea. Și zice, Bogdan zice, uite, a venit directoarea de la locul meu de muncă să ne facă o vizită și să aducă un cadou pentru fetiță din partea echipei de la servici. Și zice, în discuția pe care am avut-o, m-a întrebat ce faci, cum ești? Și i-am spus că ești plecat în Londra, că ți s-a stricat mașina și cauți o soluție. Și spune, de nicăieri, ea s-a oferit și a zis, eu am trei mașini. Zice, aș putea să-ți împrumut una. Dar zic, măi, nu ne trebuie pentru o zi, două, ne trebuie până o repar eu, până la după anul nou, că atunci să se deschid servisurile. Și zice: Nu e nicio problemă. Vă dau și zic, mai da, să nu, trebuie să plătim ceva. Zice: Nu, pe gratis. Pe gratis. Acum vreau să vă zic, frații mei, că este o minune, nu doar prin faptul că în momentul în care eu nu aveam o soluție uh, potrivită, cineva se oferă să îmi dea un ajutor. Și este o minune prin faptul că persoana care face gestul acesta este o persoană care nu crede în Dumnezeu. Care nu crede în Dumnezeu. Și, frații mei, tot în sfârșitul acesta de an, urmează ca mama mea și cu sora mea să vină să ne facă o vizită. Am cumpărat bilet de avion și știți că în perioada asta biletele de avion sunt foarte scumpe. Și una dintre mijloacele, un, unul dintre mijloacele prin care companiile aeriene mai măresc un pic prețul biletelor, este, ați văzut, dacă vrei să-ți un loc, trebuie să plătești în plus. Și zic, mai, nu mai plătești și pentru, pentru locuri. Zic, Dumnezeu e mare. Și dacă e voia lui Dumnezeu, poate fi, când fac ce ul două locuri unul lângă celălalt. Și aș vrea să vă spun că am mai trăit experiența aceasta o dată. Mai m-am rugat la Dumnezeu și zic: Doamne, tu poți să pui două locuri unul lângă celălalt când se face ce in -ul. Și de data asta m-am rugat din nou. Și zic: Doamne, nu noi mare lucru pentru tine. Nu-ți cer cine știe ce. Dacă vrei să faci lucrul ăsta, te rog, fă minunea asta. Am făcut ce in -ul. Sora mea urmează să vină împreună cu mama mâine dimineață. Și a făcut ce-i cechinul de ieri Și, frații mei, când am dat ok-ul okay de la sfârșit Le-am spus uh, sorei mele și mamei mele Zic, măi, s-ar putea să nu aveți locul una lângă cealaltă Și când am dat ok-ul okay la sfârșit Ce credeți, fraților? Două locuri, unul lângă celălalt N-am plătit niciun ban în plus Așa se încheie anul 2022 pentru mine V-am spus aceste două experiențe pentru că sunt ultimele și sunt cele mai proaspete. Și vi le-am spus pentru că vreau să evidențiez faptul că, pe de o parte, ar fi putut ca anul acesta să se termine așa cu inima strânsă, că s-a stricat mașina, dar Dumnezeu a făcut o minune și a zis, nu, eu am altă soluție pentru tine. Și a făcut minunea aceasta. Și pe de altă parte a făcut și o bucurie care nu era mare lucru că stăteau pe două scaune diferite în avion. Dar Dumnezeu a zis, uite, vreau să fac și lucrul ăsta pentru tine. Dragii mei, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Dacă Până acum nu ai avut timp. Te invit cu ocazia aceasta să te oprești, să rememorezi anul care tocmai se scurge. Și privind în urmă, și pentru bune, și pentru rele, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine. Îți mulțumesc pentru că am m-ai ajutat să trec peste orice. Îți mulțumesc pentru că m-ai ținut în viață. Îți mulțumesc pentru că am avut un loc de muncă. 365 de zile. Îți mulțumesc pentru familia pe care mi-ai dat-o, îți mulțumesc pentru prietenii pe care i-am, îți mulțumesc pentru biserica în care sunt, îți mulțumesc pentru că într-o lume în care se întâmplă atât de multe nenorociri și atât de mulți oameni se îmbolnăvesc, eu am putut să fiu sănătos atâtea zile. Și astăzi, Doamne, pentru toate lucrurile acestea, vreau să-ți mulțumesc. Vă invit să ne luăm acest timp și să venim în dimineața aceasta cât de mulți putem înaintea lui Dumnezeu, prin rugăciuni scurte și să-i spunem lui Dumnezeu, mulțumesc. Nu-i mulțumiți lui Dumnezeu doar pentru lucrurile pe care le considerați bune. Mulțumiți lui Dumnezeu și pentru încercări. Pentru că și încercările sunt o binecuvântare ascunsă. Chiar dintr-o încercare Poate să iasă ceva bun și nimic nu este îngăduit de Dumnezeu la întâmplare.